Consilierul municipal din partea partidului nostru la primăria de Bălți, Elena Grițcoi, intrată în greva foamei de 3 zile alături de colegii ei, i-a luat la rost pe polițiști și președinția Republicii Moldova. Ea își exprimă indignarea față de un șir de demersuri adresate primăriei cu privire la activitatea unor consilieri municipali pe numele cărora au fost intentate dosare penale în data de 12 ianuarie. Încă un demers ieri a venit în adresa primăriei de la Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul Național de Investigații Direcția 2. Șef adjunct Valentin Samuel. Deci domnul Samuel ne anunță că pe data de 12 ianuarie, de altfel, vreau să fiți foarte atenți, dragi bălțeni și toți care ne privesc, că pe data de 12 ianuarie, ca prin minune, au fost intentate mai multe dosare penale și s-au autorizat mai multe acțiuni de percheziții, de reține și tot așa mai departe. În privința doar a consilierilor municipali din partea partidului nostru. Data de 12 ianuarie. Da, foarte operativ mai lucrați. Păi normal, dacă ați văzut lista cetățenilor care se ocupă astăzi de teroare în Bălți, vă dați seama că au și cadre cu cine să facă tot asta. Ce ține de întrebarea gunoiului? Domnul Samuel Valentin, dumneavoastră în demers, indicați că aveți nevoie de acte? Eu cred că dumneavoastră personal ar trebui să veniți la primărie și să vă faceți copii singuri, pentru că lucrătorii primăriei, ca să vă fac copii la toate actele care dumneavoastră le solicitați, trebuie să stai jumătate de an lângă Xerox. În primul rând, doi la mână, își pierd timpul lor de muncă ca să-și exercite atribuțiile de serviciu, 3 la mână. Nu există atâta hârtie în primărie, dacă se iei tot împreună din toate cabinetele, nu există atâta hârtie în primărie suficient ca să vă fac toate copiile astea. Așa că bienveniu, Valentin Samuel, și mai treci și la noi pe aici, de ce să nu vă vedem? Păi vă dăm niște întrebări. Domnul Samuilă, dar și vă interesează pe dumneavoastră cariera domnului basistă Igor Nicolaevici? Vă interesează unde el lucrează, dacă este funcționar public? Domnul Samuilă, rușine, tare mare rușine, că dumneavoastră nu știți că el de 2 ani și jumătate e consilier municipal. Despre care întreprinderi municipale dumneavoastră vorbiți că el ar fi lucrat pe la primărie? Cum a evoluat cariera lui profesională? Ați chicat din pod? Sau de planetă? De pe planetă ați chicat? În Bălțul ăsta. Noi vă invităm în coașe, domnul Samuel, și pe fiecare punct, pe fiecare capăt de solicitare, eu sunt gata personal să vă răspund. Și sunt gata eu personal să stau cu dumneavoastră alături când dumneavoastră să faceți copiile este dacă vă trebuie. Nu a scăpat de critică nici președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care se arată interesat de decizia Consiliului Municipal de inițierea referendumului în sprijinul primarului Renato Osatăi. Dar Igor Nicolaevici nu uită din noi, văd că. Vă interesează cum Consiliul Municipal a luat decizia cu privire la referendum, Igor Nicolaevici? Tu mai gine deschide gura, Igor Nicolaevici, și să-i apărat cetățenii care astăzi tot voi i-ați pus în situația că să intre în greva foamei. Igor Nicolaevici, nu ți-e rușine matale că azi, într-un stat democrat, unde ești tu prezident, aleșii locali au intrat în greva foamei ca ultimă metodă de apărare a familiilor sale. Igor Nicolaevici, trezește-te, omule! Ești prezidentul cui? Nu-i nic strașnic așa pe 5 minute că te-am susținut ca să devii prezident. Te interesează cum s-a votat decizia cu privire la referendum? Zi-i lui șafca asta ta, lui avocatul ăsta, să vină aici că eu ieși să-i răspund lui. Cum s-a votat? Care-i procedura de vot? Dar în genere, eu lui Iulian i-aș recomanda să ducă, să mai facă încă o dată facultatea de drept, să mai citească legile din țara asta, dacă nu le știe. Amintim că luni 15 ianuarie, consilierii municipale ai partidului nostru de la Bălți au intrat în greva foamei din cauza puterii centrale de la Chișinău, care exercită presiune asupra lor și încearcă să împiedice desfășurarea referendumului de susținere a primarului Renato Osatăi. Aleșii locale au inițiat procedura de desfășurare a plebiscitului pe 3 ianuarie, iar vineri 19 ianuarie, consilierii urmează să se întrunească pentru a determina data desfășurării acestuia. După ce consilierii au votat pentru organizarea referendumului, presiunile din partea poliției, CNA-ului și procuraturii s-au intensificat
câștigat. Fiecare dintre ei au primit citații din partea instituțiilor de forță.